Aș vrea să continui uh, în seara aceasta în mesajul în limba română. Data trecută am vorbit din uh, Ioan 14 cu versetul 1, unde Domnul Iisus spunea să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Spuneam că Domnul a rostit aceste cuvinte pentru că știa uh, ce urma în zilele care urmau după. Știa că în următoarele trei zile urma să fie zile grele pentru ucenici. Și Domnul știe uh, cu ce o să ne confruntăm fiecare din noi în zilele care urmează. Domnul nu era deloc surprins despre ceea ce urma să treacă ucenicii lui. Știa exact ce urma să se întâmple și mi se pare așa de interesant că de multe ori Domnul ne spune și nouă dinainte că o să trebuiască să trecem prin ceva încercări. Mă vă mărturisesc că niciodată nu mi-au plăcut astfel de profeții. <laughs> Ziceam, Doamne, aș vrea să aud doar de lucruri bune. Și parcă suntem câteodată și gata să trecem prin încercări. Dacă. Trebuie să trecem printr-un accident, dar sănătatea nu este afectată, that's ok, ne luăm altă mașină, nu? Și spunem, o să trecem uh, plin de credință prin astfel de încercare. Dacă primim un diagnostic care nu ne place de la doctor, dar este tratabil sau operabil, spunem, nu-mi place, dar nu-mi pierd credința, slavă Domnului, merg înainte. Dar când este vorba de lucruri mari, când vine un diagnostic de la doctor care îți spune cancer, boală terminală, inoperabilă. Dacă apare o situație în viața noastră care pare să fie imposibilă din punct de vedere omenesc, din păcate atunci ne simțim de multe ori justificați că în astfel de momente să avem o inimă tulburată, să intrăm în depresie, să plângem, să ne jelim. Și Domnul Iisus spune aceste cuvinte ucenicilor cu o noapte înainte de răstignire. Ucenicii urmau să-L vadă pe Domnul cum este trădat de Iuda, cum este luat, batjocorit, scuipat, bătut, judecat, răstignit și pus într-un mormânt. Este foarte ușor acum noi să ne uităm, pentru că știm ce s-a întâmplat după trei zile, că Domnul l a înviat, dar să ne punem în papucii ucenicilor pentru câteva minute. Oamenii aceștia au lăsat tot ca să-L urmeze. Afacerile lor, familiile lor și trei ani de zile au umblat cu Domnul. Aceștia au fost oameni dedicați pentru Domnul. Și la ce urma să vină, ne gândim noi, Domnul să le spună ucenicilor lui, să nu vi se tulbure inima. Noi am spune că nu este normal. Să știți uh, circumstanțele cu care ne vom confrunta noi, situația cu care vă confruntați acum, nu este mai gravă decât situația ucenicilor. Nu este necaz care poate să fie mai mare decât necazul lor. Și Cuvântul lui Dumnezeu pentru astfel de momente rămâne în picioare. Să nu vi se tulbure inima. Dar Domnul nu s-a aprit acolo, a spus. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre partea a doua acestui verset. Aveți credință în Dumnezeu. Cheia asupra tulburării inimii, asupra sentimentelor noastre, este de fapt credință în Dumnezeu reacția firească este aceasta, să cădem în deznădejde, în depresie, să ne supărăm, să plângem, să ni se tulbure inima. Dar în situațiile acestea de criză, de necaz din viața noastră, să știți că există o alternativă la frică și la tulburare. Alternativa aceasta este credința în Dumnezeu. În loc de ceea ce este tipic. Vai de noi, un om al lui Dumnezeu care are credință în Dumnezeu, știți ce spune? Da, într-adevăr, admit, situația asta pare a fi imposibilă din punct de vedere omenesc. Mă întreb oare cum o să lucreze Dumnezeu în viața mea? Un om care are credință nu spune dacă va lucra Dumnezeu în viața mea. Există o singură variantă. Mă întreb oare cum o să lucreze Dumnezeu în viața mea? Știți cum lucrează Dumnezeu în viața noastră în astfel de momente, de cele mai multe ori? Prin minuni. Și acestea nu intră în calcul atunci când noi ne confruntăm cu necazul. Noi ne gândim din punct de vedere omenesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, orice credincios care este născut din nou, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Nu credința la altcineva. Credința mea. Și la necazul dumneavoastră, credința dumneavoastră. Dar ce fel de credință este aceasta? Ceea ce câștigă biruința este credința în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de cuvânt, atunci poți să ai credință în El. Dacă nu se ține de cuvânt, n-ai cum să-ți pui încrederea. Și Domnul Isus, în situația aceasta, le-a spus ucenicilor să nu vi se tulbere inima, dar aveți credință în Dumnezeu. Știți că dacă cineva este de încredere, da? Oricine. De exemplu, cu oamenii care sunteți la servici în, în fiecare zi. Cred că de la o bucată observați care sunt oamenii de cuvânt și de încredere și care nu sunt de cuvânt. Peste 23 de ani în meseria care am, am lucrat cu foarte mulți oameni. Și am observat că sunt oameni care spun că o să fie on time și sunt on time. Când își dau cuvântul să facă un lucru, trebuie să se întâmple ceva foarte grav să nu fie acolo. Sunt oameni de încredere. Și atunci dacă un om de încredere îmi spun o să fac lucru cu tare, am încredere în el că o să facă lucrul acela. Dar și pe partea cealaltă sunt oameni care spun că o să facă anumite lucruri, spun că o să fie on time și vin late în fiecare zi la lucru. Într-o zi copilul a fost bolnav, a doua zi o muri bateria la, ma la mașină. A treia zi o a avută a flat tire. A patra zi o fost trafic la ăsta. A cincea zi nici nu răspunde. Și nici nu vine la lucru. Bă, în astfel de oameni nu poți să-ți pui încrederea. Dar Dumnezeu în cuvântul aici ne spune, Domnul Isus ne spune, aveți credință în Dumnezeu. Adică aveți credință în credincioșia lui față de voi în astfel de momente. Este Dumnezeu de încredere? Atunci trebuie să-ți pui credința în El. Pentru că crezi că ceea ce zice El și face. Știți, am întâlnit oameni care spun, bine, am încercat să merg prin credință. I tried that. Nu știu dacă vă dați seama, dar când cineva spune am încercat să umblu prin credință, Chiar statementul acesta dovedește că nu a încercat deloc prin credință, pentru că a încercat. Și aceasta înseamnă că el avea doar speranță sau nădejde că Dumnezeu o să lucreze, nu avea credință că Dumnezeu o să lucreze. Speranța, nădejdea, nu câștigă biruința asupra lumii, doar credința. Și o diferență mare. Avem nevoie și de nădejde, dar Ceea ce câștigă biruința este credința, nu nădejdea, nu speranța. Apoi mulți falimentează um, în viața lor de credință pentru că ei nu se așteaptă ca credința lor să fie încercată vreodată. Și atunci falimentează în încercare. Își imaginează că atunci când ai credință, toate lucrurile merg pe strună. Credința nu este detestată, nu ai de așteptat. Să așteaptă atunci când ai credință lucrurile să se rezolve instant, imediat. Sau poate așteaptă o zi sau două și dacă nu vede răspuns, spune, hey, I tried that, am încercat. Spune Petru, în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slavă, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce aduce ca urmare laudă, slavă, cinste la arătarea lui Hristos? Încercarea credinței. De fapt, o credință autentică este totdeauna încercată. Și aici spune, dacă aurul, Aurul, ca să vezi dacă este aur curat, că este pur, că nu are impurități în el, că este doar aur, trebuie să-l pui în foc. În momentul focului, toate impuritățile ies afară și ce rămâne poți să cântărești și știi, atâta aur este adevărat. Credința noastră spune, dacă aurul este încercat prin foc, credința la fel, credința mea, credința dumneavoastră, dacă noi spunem, am credință în Dumnezeu, cred că Dumnezeu o să lucreze într-un anumit fel, credința aceea o să fie încercată. O să fie încercată în foc. Și atunci se vede dacă ai credință sau dacă este doar nădejde sau speranță. Pentru că aurul rămâne, altceva arde. O credință autentică. Va fi întotdeauna testată. Să știți, umblarea prin credință nu este ceva care este omenesc, care este firesc. Atunci când noi suntem chemați să umblăm prin credință, dacă noi ne uităm la noi, întotdeauna o să fim deficienți și o să zic, eu nu pot să fac așa ceva. Umblarea prin credință este prin puterea Duhului Sfânt. Momentul în care noi decidem să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu și să-l luăm pentru noi și să spun cred cuvântul acesta și fac tot ce zice cuvântul acesta. Mă identific cu el și spun lucrul acesta este pentru mine și încep să umblu în acord cu acel cuvânt. În momentul acela, când încep să pășesc prin credință, vine ceva în noi. Este puterea Duhului Sfânt care ne ajută să mergem mai departe. Dacă Petru aștepta să bagă degetul prima dată în mare să vadă, ei tare, pot să pun piciorul sau aceea nu era credință. Când Petru a umblat pe ape, a trebuit să iese din mare știind la Cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu promite se întâmplă, aceea este credință. Dacă zicea, I hope, când pășesc peste barcă, că o să pot să plutesc, aceea nu mai era credință, se scufunda din primă. Dar Domnul ne promite, în momentul în care noi pășim prin credință, că vine Duhul lui Cel Sfânt și puterea Lui, Duhul lui care ne dă abilitate și putere să pășim. Și lucrul acesta nu este natural, Observați că niciunde în Scriptură Domnul nu ne spune să ne uităm la credința la noi, în noi înșine pentru putere, pentru încredere, Se spune, ai încredere în tine. Psihologia modernă chiar asta face. Nu știu dacă ați observat. Believe in yourself. You can do it. Sloganul la alegeri, câțiva ani în urmă, nu? Yes, we can. Nike a făcut o grămadă de bani, compania aceasta. You can do it. Nu o să găsim lucrurile acestea niciodată în Scriptură. Aici cuvântul lui Dumnezeu, să nu vi se turbure inima, aveți credință în Dumnezeu, nu în sine. Acest sistem de valori omenesc, unde te cheamă să te uiți la tine și în abilitatea ta și ce poți să faci, este o configurație pentru eșec. It's a setup for failure. Ceea ce ne crede Domnul prin cuvântul Lui este în momentele de criză, și de fapt, fiecare moment din viața noastră să ne punem încrederea în El, să ne punem încrederea în credincioșia Lui. Cuvântul Domnului spune, pot totul. Și ne-am spune, well, that's confidence. Pot totul în Hristos care mă întărește. Mare diferență. Sunt conștient că în momentul când eu sunt în Hristos, în cuvântul lui pot totul, pentru că Hristos este Cel care mă întărește prin Duhul Sfânt, Credința în Dumnezeu este cheia care ne dă biruința în încercare și cum spunea în 1 Ioan 5 cu 4 și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Mulți oameni spun, eu am credință, dar simptomele care le au în viața lor, de fapt, îi trădează. Momentul în care ai frică, nu dormi noaptea, ești tulburat, Acestea toate sunt simptome că în momentele acelea nu ești în credință. N-ai ajuns la acel punct. Și odată ce ai spus un bun venit, când ai deschis ușa tulburării în viața ta, plânsului, la jale, este foarte greu din acele momente să-ți întorci ochii dintr-o dată spre credință. Domnul Iisus prima dată a spus să nu vi se tulbure inima. În alte cuvinte, când vin aceste sentimente puternice, închide ușa. Noi nu negăm faptul că atunci când vin anumite circunstanțe în viața noastră, un accident, o criză, un diagnostic, în momentele acelea suntem atacați sentimental, emoțional. Sau cum limbajul biblic, ni se tulbură inima. Simțim toate lucrurile acestea că vin asupra noastră. Din păcate, de cele mai multe ori, noi nu suntem conștienți că noi putem să spunem nu la aceste sentimente și la aceste lucruri. Ne imaginăm că suntem doar victime la aceste sentimente. Au venit, deschidem ușa mare și așa mă simt. Și bocim, plângem, gelim, nu dormim, noaptea ni se tulbură inima. Am deschis ușa la aceste lucruri. Este adevărat că în astfel de momente suntem tentați de toate lucrurile acestea simți că începe să-ți bată inima în piept. Îți vine să plângi. Îți vine să jelești, îți vine să cazi la pământ în acele momente. Și Domnul Iisus ne spune că noi avem abilitatea în acele momente să spunem nu la toate aceste lucruri. În numele Domnului. Nu negăm că simțim aceste lucruri, dar negăm că aceasta este singura realitate. Doar ceea ce simțim, ca și copiii lui Dumnezeu, noi declarăm, pe lângă această realitate firească, ceea ce vedem, mai există o realitate care este mai reală decât aceasta. Realitatea aceasta este Dumnezeu. Este Cuvântul Lui, promisiunile Lui care sunt da și Și în acele momente, fiecare din noi avem de făcut o alegere. Care ușă deschid? Ușa tulburării inimii sau ușa credinței în Dumnezeu. Dacă vă uitați atenți în viața dumneavoastră, la momentele de biruință care le-ați avut în viață, de fiecare dată, dacă studiați bine situația, o să vedeți că a fost un pas de credință care a trebuit să-l faceți. Am studiat lucrul acesta în viața mea și am observat. De fiecare dată când a fost o ridicare, o minune, când a lucrat Dumnezeu în viața mea, a fost un pas de credință care a trebuit să-l fac. De fiecare dată avem o alegere, dar ceea ce dă biruința asupra lumii este credința. Ceea ce aduce răspuns în viața noastră este credința. Fără acel pas de credință nu este minune. Nu este ridicare, nu este rezolvare. Așa de mulți oameni, în special în America, spun sunt creștini, spun că sunt credincioși, că cred în Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la răspunsul în necaz, de cele mai multe ori parcă nu vedem o mare diferență între reacția oamenilor din lume care nu au Dumnezeu și celor care au. Reacția noastră în timpul necazului a furtunii este o mărturie pentru lumea din jur și pentru lumea nevăzută. Martirii de la Roma, care erau duși pe arenă să fie arși sau sfârșiați de fiare, au avut și ei o mărturie. Știți că nu-i trăgea nimeni cu lanțurile acelea, nu-i târâiau pe jos, mergeau voioși cântând, știind că în câteva minute aveau să sufere și să moară. Și lucrul acesta era o mărturie deosebită. Oameni din tribună au sărit și au zis, vreau ce au ei. Au fost gata să moară pentru că felul cum ei treceau prin acea încercare era o mărturie pentru lumea din jur. O credință vie, o credință adevărată se vede prin alegerea care o facem noi în astfel de momente. Scrie în Evrei, capitolul 12, versetul 1 și 2. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, oameni de aceștia care au mers înainte prin credință în cuvântul lui Dumnezeu, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cum? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Isus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Când ne uităm țintă la Domnul Isus, nu poți să te uiți la celelalte lucruri, la frică, la deznădejde, la imposibil. În clipele de criză, la ce ne uităm, acolo ajungem. Cu ani în urmă am fost în uh, Maui, în, în Hawaii, și am luat bicicletele de sus, de pe vulcan, și am venit până jos. Doar trebuia să punem frână. Și instructorul care a venit cu noi ne-a spus să fiți foarte atenți, că erau prăpăstii foarte mari acolo. Unde vă uitați cu ochii, acolo o să ajungeți. Dacă vă uitați la prăpastie, o să ajungeți în prăpastie. Dacă vă uitați spre locul unde vreți să ajungeți, acolo o să ajungeți. Și am trecut cele mai grele locuri fără nicio problemă. Mai era un deal mic. Și acolo soția mea, Violeta, s-a gândit să se uite la un delușor care era lângă. Unde credeți că a ajuns? exact pe delușorul acela. Și spunea, am ascultat tot timpul până la sfârșit când nu mai era periculos. Știți că Domnul Iisus ne spune nu o să facem același lucru? Să ne uităm țintă la Domnul. Și El spune aici, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Uitați-vă la mine. Căpetenia și de desăvârșirea credinței voastre. Look at me. Don't take your eyes off of me. Când suntem în fața încercării, sunt două acțiuni care ni le cere Domnul. Prima, să închidem ușa întunericului, să nu vi se tulbure inima. În alte cuvinte, să ne îndoim de îndoiala care o simțim. Să să spunem, n-am încredere în ceea ce simt în astfel de momente. Când îmi bate inima, intr în panică, să spun, n-am încredere. Nu cred simptomele acestea. I'm not gonna look at them. Închid ușa la așa ceva. În astfel de momente trebuie să închidem gura, să nu verbalizăm tentația aceea de frustrare care ne împinge să spunem ceva în astfel de momente. Care de obicei este îndoială în Dumnezeu, în credincioșia Lui, în promisiunile Lui. În timpul acela trebuie să închidem ușa, să nu dăm loc sentimentelor de jale, de frică, de plâns. Spunea psalmistul în psalmul 39 cu versetul 1. Voi vegea asupra căilor mele. De ce? Ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Știți că sunt momente când stă cel rău înaintea noastră? În momentele acelea de criză, de necaz, primul care vine să bată la ușă este cel rău. Și vrea ca să deschizi ușa, să ți se tulbure inima. Vrea ca în acele momente când ești sub presiune și simți total diferit de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, în firea aceasta pământească, să identifică atâta de ușor cu păcatul, cu îndoiala, cu depresia, cu jalea. Și lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, voi vegea asupra căilor mele în astfel de momente, ca să nu păcătuiesc cu limba, să nu dau drumul la gură, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea, în astfel de momente, dacă nu pot să spun nimic pozitiv, n-am să spun nimic. Ca să nu deschid ușa. Dar ce să facem? Să deschidem ușa Domnului? Să nu vi se tulbure inima. Închideți ușa aceea. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În alte cuvinte, în, as, în, în momente de acestea trebuie să deschidem ușa lui Dumnezeu. În loc de îndoială să declarăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți, sunt momente din acestea când declar Cuvântul lui Dumnezeu, dar sentimental încă nu te identifici absolut deloc. Rostește-l prin credință oricum. Whether you feel it or not. În astfel de momente, cântă cântări de laudă Domnului. Put worship music on. Și începe să lauzi pe Domnul. În astfel de momente, ia pași de credință corespunzător cu ce ți-a vorbit Domnul, cu ce spune cuvântul Lui. Nu cu ceea ce simți. Nu cu ceea ce simți în firea pământească care este negativ. Nu cu ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. De multe ori ne-a vorbit Domnul dinainte și ne-a spus, fă lucru cu tare, roagă-te, cântă, Citește cuvântul Domnului. Sunt anumiți pași de credință care Domnul ni cere. Credința și tulburarea inimii se autoexclud. Nu sunt compatibile. Nu poți să ai amândouă at the same time. Nu se poate opera în ambele simultan. Trebuie să alegem doar una din ele. Credința în Dumnezeu este ceea ce este cheia care deschide ușa minunilor în viața noastră, indiferent de ce problemă am avea în familia noastră, finanțele noastre, sănătatea noastră, pentru că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Frica, panica, tulburarea deschid ușa celui rău. Credința în Dumnezeu deschide ușa a lui Dumnezeu să intre în viața noastră, la situația noastră, la circumstanțele noastre. Și Domnul ne-a făcut pe fiecare din noi responsabil pentru rezultatul deciziilor noastre. Felul care acționăm sau reacționăm în momentele de criză va determina răspunsul care o să-l avem în viața noastră. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 16, cu versetul 1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele, adică încercările, să nu fie pentru voi un prilej de cădere sau de poticnire. Domnul le spunea lor, o să aveți necazuri. O să vină probleme în viața voastră. Credința voastră o să fie încercată. V-am spus dinainte aceste lucruri, că atunci când ele o să se întâmple în viața noastră, să nu fie un prilej de cădere. Ne-a spus Domnul dinainte, că nu o să ne fie ușor. Ne-a spus Domnul dinainte, credința noastră o să fie încercată. Știți, am stat de vorbă cu oameni care în momente de criză au spus, dar de ce mi s-a întâmplat chiar mie? Inconștient, de multe ori, îl facem pe Dumnezeu responsabil pentru toate lucrurile rele care se întâmplă în lume. Dacă este război în Ucraina, așa vrea Dumnezeu. Dacă dă cineva în cap la altcineva pe stradă, așa îngădui Dumnezeu. Dacă este cineva bolnav, așa îngădui Dumnezeu. Fraților, dorința lui Dumnezeu pentru Adam și Eva a fost să aibă o viață plină de sănătate și de bucurie. Ceea ce vedem în lumea de astăzi, o lume căzută în păcat, este consecința alegerilor oamenilor. Știți că orice lucru rău care se întâmplă acum pe pământ este prin oameni? Domnul a făcut pe om cu un om responsabil, i-a dat o autoritate și i-a spus dacă faci bine, le vei avea bine, dacă faci rău, rău. Și trăim o lume încăzută în păcat, de aceea sunt boli pe pământ, de aceea sunt atâtea necazuri. Dar cuvântul Domnului spune că el mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei care erau apăsați de cel rău. De multe ori se pun atâtea lucruri și spune, Domnul a, a făcut lucrul acesta. Păi cum se ducea Domnul să vindece pe cei care au apăsați de cel rău dacă el îi făcea să fie bolnavi? Spunea Domnul Iisus Ioan, capitolul 16, cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Se poate avea pace în încercare? Absolut. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar finalul nu este necazuri. Versetul nu se termină, ci spune, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Eu am biruit în încercare. Și voi puteți să fiți mai mult decât viruitori în încercare. Și poate ascultă cineva mesajul acesta pe internet, aici, și spune, bine, bine, frate, aș dori să am astfel de credință. But I just don't have N-am no, credință, aș vrea să am. Am o veste bună pentru tine. Credința poate să vină. Dacă nu ai credință, poți să faci rost de credință. Roman capitolul 10 cu versetul 17. Astfel credința vine credința vine în urma auzirii la ce? Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Știți că atunci când găsești un verset din Scriptură care vorbește la problema ta, la situația ta și spui ok, I believe it, dar nu știu cum să-l fac să fie adevărat pentru mine. Keep meditating on that word. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Studiază-l. Roagă-te. Pentru că se va întâmpla ceva. Credința vine în urma auzirii. Spunea omului Dumnezeu, odată au vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Știți ce se întâmplă? Am auzit cuvântul Domnului, dar am meditat asupra Lui și laud aud mereu și mereu și se întâmplă ceva Cuvântul acela al lui Dumnezeu începe să aducă rod pentru că tot ce face Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță. Și sămânța aceea trebuie pusă în, în pământul la o inimă bună și apoi trebuie să aștepți. Nimeni de aici, dacă se duce mâine să pune sămânță în pământ, în grădină, nu va așteptați să aveți roșii the very next day. La fel este cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl luăm și îl punem în inima noastră. Dar cuvântul acela, dacă noi rămânem în credință în el, medităm, se întâmplă ceva, cuvântul acela devine adevărat pentru noi. Dintr-o dată ai credință. Și atunci pășești ca și Petru. Cât timp petreci în cuvânt? Nu poți să ai credință fără cuvânt. Știți că sunt oameni care se roagă zeci de ore pe zi ca să se întâmple ceva? Foarte bine că vă rugați, dar credința nu vine prin rugăciune. Credința vine prin cuvânt. Avem nevoie de balanță în viața noastră spirituală. Avem nevoie de cuvânt. Avem nevoie de rugăciune și avem nevoie de părtășiri cu frații. Și lucrurile acestea trebuie să fie în balanță în viața noastră. Și diavolul vine să ne fure. Te pune să te rogi fără să petreci timp în Cuvânt. Sau te pune să petreci timp în Cuvânt fără să te rogi. Sau dacă poți să faci aceste două lucruri și să petreci timp în rugăciune și în Cuvânt, să nu ai părtășie cu frații. Știți că darurile la frații din Biserică nu sunt pentru folosul lor personal? Darul care l-a pus Domnul în dumneavoastră nu este pentru beneficiul dumneavoastră. Este pentru beneficiu celorlalți din biserică. Și de multe ori ne fură vrăjmașul pentru că nu suntem în unitate cu frații, cu cei din jur. Nu putem să beneficiem de darurile lor. Nu suntem în armonie cu slujitorii din biserică. Nu suntem în cu ei și vrem să beneficiem de darul lor. Domnul ne cheamă să ne întoarcem la cuvânt, să ne întoarcem la rugăciune, să ne întoarcem la părtășie și să facem toate lucrurile acestea. Biserica primară făcea trei lucruri. Stăruiau un cuvânt învățătura apostolilor, în rugăciune și în frângerea pânii, adică în părtășie. Și apoi se întâmplau minuni. Acolo Dumnezeu făcea minuni extraordinare. De ce? Îndeplineau condițiile. Exista o balanță în viața lor spirituală. Stăteau sub cuvânt și primeau credință. Se rugau și erau întăriți. Erau împărtăși în unii cu alții și beneficiau de darurile care erau în jur. Credința a fost ceea ce a adus biruință Sfinților din Scriptură. Credința a fost ceea care a produs minunile. Când a început mișcarea penticostală în România. Credința a fost ceea care a făcut minunile în viața mea și credința a fost ceea ce a făcut minunile în viața dumneavoastră. Credința este ceea care va aduce biruință în încercarea cu care vă confruntați. Sunt oameni care așteaptă ca toate lucrurile să fie ideale în viața lor ca să aibă credință. Până nu toate lucrurile ideale sunt poticniți supărați pe Domnul, supărați pe frați. De multe ori, stând de vorbă cu oamenii, știți ce aud? Cu tare mi-a făcut cu tare, cu tare mi-a făcut cu tare. Ăla nu-i bun de nimic, Aleas. Și mă gândesc, Doamne, cât de ușor păcălește diavolul pe credincioși să nu poți să aibă părtășie? mintea să le fie chinuită non-stop, să nu poată să se focalizeze la cuvântul lui Dumnezeu, să nu poată să petreacă timp în rugăciune. Și sunt furați de credință și sunt furați de minunile și biruințele care le are Dumnezeu pregătite pentru noi. Sunt așa de convins că Domnul are biruințe pentru Biserica Emanuel. I know it! Dar știu că Domnul ne cere ceva. Să îndeplinim condițiile. Domnul ne cheamă la balanță în viața noastră. Cuvânt, rugăciune și părtășie. Credința ne-a fost dată ca noi să putem să avem biruință. Condiții perfecte nu avem într-o lume căzută în păcat. Dacă aștepți condiții perfecte, it's, it's a false ideal. Adam și Eva au avut condiții absolut perfecte și au căzut. Au căzut prin necredință, nu l-au crezut pe Domnul pe cuvânt. Și în condiții imperfecte, în necaz, în strâmtorare, Domnul spune, poți să aduc raiul în viața ta din nou. Cum? Prin credință. Și Domnul ne spune, să nu vi se tulbure inima când treceți prin încercare. Dar mai faceți ceva. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Invit grupul de închinare să vină în față, să-L odăm pe Domnul cu o cântare. Și apoi ne vom ruga Domnului. Să-i cerem Domnului să ne umple cu Duhul Lui Cel Sfânt. Să ne dea putere să avem balanță în viața noastră, să ne dea înțelepciune, putere să-l căutăm din toată inima. Și cred că Domnul va face lucrul acesta.